ajutat de tușierii Valeriu Argăseală și Ion Mureșan, ambii din București. Iată acum componența celor două echipe. Steaua îl are în poartă pe Gherasim. Dumneavoastră ați văzut un fel de start festiv al acestui meci, dat de marele sportiv, care a fost Ilie Năstase. Așadar, Steaua îl are în poartă pe Gherasim, jucător de câmp Pârvu, Doboș, Prodan, Cic, Gâlcă, Răducan, Filipescu, Vlădoiu, Adrian Ilie și Roșu. Dinamo cu Prunea în poartă, Bătrânu, Macavei, Grozavu, Varga, Hâldan, Lupu, Tararache, Florentin, Petre, Dinu și Baston. Steliștii în tradiționalul echipament roșu-albastru, atacând la poarta din dreapta. Două absențe de marcă în 11-le trimis în teren de antrenorul Dumitru Dumitriu. Este vorba de Lăcătuș și Militaru, ambii indisponibili pentru acest meci. De cealaltă parte, Marian Bondrea nu l-a putut utiliza pe fundașul lateral Contra, de asemenea suspendat. Observ la Dinamoviști o așezare prudentă în teren cu un singur jucător avansat, Baston, numărul 9. Marian Bondrea a renunțat la golgheterul Dănciulescu, acesta se află pe banca de rezervă. Steaua în posesia balonului, Cic. Lipit de tușa din dreapta se află Filipescu. Cic a încercat o angajare în adâncimea lui Roșu. Iată-l revenind și acum capitanul Doboș, investit cu această funcție în urma absenței din acest meci al lui Marius Bătrân. Un fault comis de Gâlcă și acum dinamoviștii la balon prin conducătorul lor de joc, Dănuț Lupu. Florin Bătrân. Bătrânul minge în adâncime, o neatenție a zonei centrale a apărării steliste. Acolo se intrase periculos numărul 7, Florentin Petra. Filipescu, angajat de Gâlcă, este atacat de Bătrânul și balonul va fi repus de la margine de steliști, Cic. Angajat în adâncime, Narcis Răducan. Narcis Răducan îl driblează pe Hâldan și pe Florin Bătrânu. Centrarea sa nu este ajunsă însă de Roșu, Laurențiu Roșu, cel care, poate vă amintiți, a înscris golul Stelei în partida din tur de pe stadionul Dinamo. Meciul atunci s-a încheiat la egalitate 1-1. Probabil că ați sesizat calitatea indiscutabil superioară a imaginii la acest meci, transmis cu noul car de reportaje al televiziunii române, dotat cu 10 camere de luat vedere. Un car de reportaje care reprezintă ultima noutate în materie și care se află la prima sa misiune. Dănuț Lupu, fautat de Cic. Și lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Arbitrul Sorescu, în prim plan, se află pentru prima dată la centru, la un astfel de derby, Steaua Dinamo. De profesie inginer chimist, arbitrul piteștean este unul dintre cei mai experimentați din prima divizie și și-a început cariera acum 19 ani. Are doi băieți, arbitri și ei, de lotul C. Dinu Cezar a fost contrat neregulamentar de Pârvu și o nouă lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Un șut cu piciorul drept a lui Lupu, blocat de Narcis Răducan. Lupu din nou înapoi spre Grozavu.
Grozavu reușește să evite atacul lui Gâlcă, a interceptat Doboș și acum Bătrânul pasând foarte bine spre Varga, atac periculos al dinamoviștilor. Varga se apropie de careul advers, minge înapoi spre Hâldan, spre Dinu Cezar și șutul acestuia trece pe lângă poarta lui Gherasim. O primă fază interesantă a acestui meci care l-a avut la finalizare pe tânărul Cezar Dinu. Terenul se prezintă în condiții neașteptat de bune față de vremea de afară. În tribune circa 8-9 mii de spectatori. Vremea însorită, foarte bună de fotbal. Ați avut o primă reluare a acțiunii de atac dinamoviste și acum Prodan minge în diagonală spre Filipescu. Filipescu atacat de Cezar Dinu. Filipescu încearcă un dribling și este deposedat de Bătrânul. Corner în favoarea steliștilor. Adrian Ilie rezistă atacului lui Bătrân. A încercat o piruietă Vlădoiu, a fost deposedat același Cezar Dinu, lansându-l pe Lupu. Vine la deposedare Doboș și faza se stinge. Cic și acum Filipescu. Filipescu atacat din spate de Dănuț Lupu. Lovitură liberă în favoarea echipei antrenate de Dumitru Dumitriu. La pupitrele acestei transmisii lucrează o echipă formată din trei regizori, Dan Grosu, Cristian Toader și Paul Radu, iar în spatele camerelor se află un colectiv de operatori cu mare experiență, conduși de Radu Ștefănescu. Calitatea transmisiei sperăm că va satisface și cele mai exigente cerințe. Lovitura liberă pentru steliști va fi executată de Vlădoiu. Aglomerație mare în careul oaspeților. Leo Grozavu, Vlădoiu, Gâlcă. A fost o ciocnire între baston și arbitrul Sorescu. Acesta a căzut la pământ. Balonul rămâne în posesia steliștilor. Adrian Ilie în luptă cu Florentin Petre. Lovitura liberă în favoarea gazdelor. Executată rapid. Pârvu pentru Gâlcă. Roșu. Multe faulturi în acest debut de meci, cu echipele evoluând destul de crispat. Au trecut 8 minute. Steaua Dinamo 0-0. Adrian Ilie se pregătește să execute această lovitură liberă în preajma careului advers. A venit și Toni Doboș pentru a-și expedia lovitura de cap. Periculos, a respins cu piciorul Prunea. Și iată formația dinamovistă ieșind din propria jumătate de teren prin această minge de urmărire ca la rugby. Stop pe piepta lui Narcis Răducan, el este atacat de Varga. Din nou Narcis Răducan, Gâlcă. Gâlcă a fost deposedat, corect, după aprecierea arbitrului Sorescu și acum Dănuț Lupu. Tararache. În offside a fost vârful de atac Daniel Baston. Schimb de pase, Cic, Filipescu. Iată o intercepție a lui Tararache și fază care se anunță periculoasă pentru defensiva stelistă. În centru, Baston așteaptă o minge de la Tararache. Acesta caută însă cealaltă latură de teren, acolo unde se demarcase Florentin Petre. Și acum degajarea lui Pârvu spre Adrian Ilie.
Mingea iese însă în aut. Vor repune de la margine dinamoviști. Fundașul dreapta, Constantin Varga, aruncă până la Lupu. Lupu a fost în luptă cu Gâlcă și acum Vlădoiu, pasând foarte bine spre Adrian Ilie. Adrian Ilie îl are în față pe Grozavu. Dribling nereușit. Și acum replica dinamovistă cu Tararache, pasând spre Lupu. Lupu este atacat și deposedat de Pârvu. Gâlcă, pressing al lui Lupu, acum Doboș până la Narcis Răducan. Gâlcă evită atacul lui Baston și este faultat de același Dănuț Lupu, lovitură liberă de la distanță mare de poarta lui Prună. Acțiune de atac pozițional a steliștilor cu numai puțin de 5 jucători în apropierea liniei careului de 16 metri dinamovist. Acum Filipescu încercând o trecere pe lângă Cezardinu, Lupu, Grozavu. Ar fi vrut să combine cu Tararache, acesta însă nu a avansat. Pasă greșită și acum lansat pe culoar Narcis Răducan. Ajunge al doilea la minge, vor repune steliștii de la margine. Filipescu. Cic avansat pe latura dreaptă. Filipescu. Lângă el se află Adrian Ilie încercând să ajute. Filipescu schimbă partea. Iată Steaua atacă cu fundașii central. Șut cu piciorul stâng al lui Daniel Prodan. În apropierea mingii s-a aflat și Narcis Răducan încercând să schimbe traiectoria. Acesta este Roșu, Laurențiu Roșu. Adus la Steaua în 1994 de la Iași. O reluare din spatele porții a șutului lui Daniel Prodan, care acum și-a reluat locul păzindu-l pe vârful de atac Baston. Doboș lasă pentru Gâlcă. Pe dreapta s-a demarcat Filipescu, mingea lui Gâlcă este însă prea în adâncime. Intercepție dinamovistă, o minge dintr-o bucată a lui Lupu spre Grozavu. Grozavu însă ajunge prea târziu balonul, semnalizare de la margine a tușierului Argăseală. Și iată-l și pe Leo Grozavu, care a primit până acum 5 cartonașe galbene în această ediție de campionat și unul roșu la Piatra Neamț. Cic, atacat de Dănuț Lupu, pasă spre Filipescu și din nou atacul stelist este oprit. O așezare dinamovistă ultra-defensivă cu un singur om împins în față, Daniel Baston. O linie de mijloc din 5 jucători, Hâldan, Lupu, Tararache, Florentin Petre și Cezardinu. Și 4 inși în apărare, iată acum pe Lupu, într-o poziție periculoasă. El a fost blocat și tot Lupu va repune de la margine. Cu ezitarea lui Cic, Doboș întârzie degajarea, a fost contrat de Baston, vor repune tot gazdele de la mar. Portarul Gherasim, cel care îl înlocuiește pe titularul Bogdan Stelea, încă nerefăcut în urma unei accidente. Gherasim a apărat foarte bine etapa trecută la Craiova. Acum să urmărim această minge în adâncimea lui Gâlcă pentru Vlădoiu.
Lădoiu reușește să treacă de bătrânul pentru un moment, se întoarce, minge spre Gâlcă, a venit însă acolo foarte bine Lupu și l-a incomodat pe mijlocașul stelist. Recuperează Pârvu, Pârvu în continuare, blocat și el de Hâldan. Luptă cu foarte multă ardoare alb-roșii în apărare și iată acum declanșând o acțiune de contraatac, stopată însă de liberoul Dobor. Vlădoiu căutând să se întâlnească cu această minge degajată din marginea careului de Prunea. Lupu schimbă cu Hâldan și acum Tararache. Lupu din nou. Pe stânga sprintează Cezardinu. Pasa către el a lui Lupu a fost interceptată de Filipe. Gâlcă. Prodan a câștigat un duel cu Baston și acum Roșu. Înapoi spre Gâlcă. Varga s-a apărat foarte bine la această fază, la care Gâlcă a încercat să-l caute cu o pasă în adâncime pe Pârvu. Steaua este quasi invincibilă pe teren propriu în această ediție de campionat. Din 11 meciuri a câștigat 10, înregistrând un singur rezultat de egalitate, 2-2 cu Farul Constanța. De cealaltă parte, dinamoviștii au până acum 3 victorii în deplasare, 2-1 la Farul, aceeași echipă care ținea Steaua în șah pe Ghencea în iarnă, 2-0 la Galați cu Oțelul și 1-0 în regie cu Sportul Studențesc, de altfel singura victorie a alb-roșilor în fața vreunei echipe din capitală. Ex-timișoreanul Varga a încercat 1-2 cu Florin Petre, intercepție stelistă, minge care îl caută pe Vlădoiu, ajunge la Filipescu, pe dreapta se demarcă Adrian Ilie, Adrian Ilie în careu, poziție de gol, șut în colțul lung, Filipescu întârzie șutul, este blocat de Hâldan, dacă nu mă înșel, și jocul se întrerupe pentru că este o accidentare. A fost o primă acțiune ofensivă periculoasă a steliștilor, pe care probabil că o vom revedea în scurtă vreme. Cel accidentat este Hâldan. Iată, șutul lui Adrian Ilie răspins cu un reflex excelent de Prunea cu piciorul. Filipescu a întârziat, el a fost blocat. Și faza se încheie aici. 0-0 în continuare, Steaua Dinamo, minutul 17. Mijlocașul Cătălin Hâldan și-a reluat locul în formația Dinamo Bistrița. O neînțelegere între Doboș și Gâlcă. Gherasim nevoit să iasă din poartă. Doboș din nou. Undeva în centru era demarcat Vlădoiu. Iar acum Narcis Răducan a fost deposedat de Cezardinu. Și un faul la centrul terenului asupra lui Tararache. Hâldan trimite rapid pe dreapta lui Florentin Petre. Florentin Petre este atacat de Roșu. Dispută între cei doi, câștigată de stelist. Intervine și Narcis Răducan și acum Pârvu. Gâlcă, talonat de Baston. Pierde posesia balonului, însă a fost fault comis de atacantul dinamovist. Pârvu.
Prodan încercând să-l găsească pe Cic, acesta câștigă duelul aerian cu mai mărântul Cezar Dinu. Steaua face pressing în atac și iată câștigă acest balon, însă cu prețul unui fault, a fost joc periculos. Nu, arbitrul a acordat invers, am avut impresia că Filipescu este cel care a ridicat piciorul prea mult. Doboș. Doboș a încercat să-l găsească pe Laurențiu Roșu, cu o minge peste apărarea adversă. Și acum contraatac al dinamoviștilor cu Florentin Petre, primind de la Varga. Florentin Petre reușește să treacă de Pârvu și îi pasează lui Baston, aflat însă în poziție de offside, la timp, pasul înainte făcut de liberoul Doboș. Este vorba de o accidentare acolo. Mijlocașul Florentin Petre acuză o ciocnire mai dură cu unul dintre fundașii adversi. Arbitrul Sorescu a acordat lovitură liberă în urma fazei precedente. Lupu. Varga, Grozavu, Macavei. Tararache trimițând spre Hâldan. Hâldan reușește să treacă de Filipescu și din nou lovitură liberă în favoarea formației oaspet. Lupu execută această lovitură liberă, acolo a venit Leo Grozavu și cel care a trimis în afara terenului de joc este Doboș. A fost o intercalare periculoasă a fundașului dinamovist, Leo Grozavu, pe care îl aveți acum în prim plan. Primul corner în favoarea albroșilor. Balon pentru Cezar Dinu, Lupu, bătrânul Lupu. Patru jucători dinamoviști așteaptă centrarea lui Lupu. Acesta reușește să treacă de Gâlcă. Lupu, centrare cu efect. Acolo este Toni Doboș și acum Gâlcă. Vlădoiu a reușit să protejeze acest balon, care în cele din urmă a părăsit terenul de joc. Vor repune oaspeții de la margine, în ciuda protestelor lui Vlădoiu, care iată primește cartonaș galben de la arbitrul Sorescu. Cel de-al cincelea cartonaș galben primit până acum în această ediție de campionat de atacantul stelist. Acesta este Ion Vlădoiu, golgheterul campionatului până acum, cu 16 goluri marcate. Puțin știu că Vlădoiu a suferit, pe când era junior, o triplă fractură la piciorul drept. Eveniment care, fără îndoială, i-a întârziat ascensiunea. Gâlcă, reușind să treacă de Lupu, a încercat un schimb de pase cu Răducan. Vlădoiu. Gâlcă, pe dreapta este liber Filipescu. Lupu a reușit să deturneze pasa lui Gâlcă spre Filipescu. Același Gâlcă la balon, încercând să-l angajeze pe Adrian Ilie. Leo Grozavu foarte bine la acoperire, respinge Tararache. Posibilitate de contraatac pentru dinamoviști, minge care îl caută pe Lupu. Este în offside Baston, însă pasa lui Lupu a plecat spre dreapta, acolo însă unde a interceptat Pârvu. Acum Narcis Răducan rezistă atacului lui Tararache. Roșu scapă un balon la câțiva centimetri de gheată și acum acțiunea lui Florentin Petre, faultat de Pârvu. Foarte multe faulturi, este drept de joc în acest meci, din care au trecut până acum 25 de minute
Steaua și Dinamo se află la egalitate 0-0. Reluarea acțiunii lui Florentin Petre, un jucător tehnic cu o cadență extrem de rapidă și prin urmare redutabil în acțiunile cu balonul la picior. Un șut care nu-i poate crea niciun fel de probleme lui Gherasim, care se află la cel de-al patrulea meci în această ediție de campionat. Ați văzut puțin mai devreme că autorul acestui șut, mijlocașul Hildan. Macavei și Bătrânul fac marcaj om la om la Adrian Ilie și Vlădoiu. În continuare, o abordare extrem de prudentă acestei partide de către dinamoviști. A fost o bună pasă pentru Pârvu. Acum în imagine, șutul său a fost însă trimis în afara terenului de joc de un adversar. Lovitură de colț pentru formația gazdă. Și iată, reluarea fazei. Foarte bună angajarea lui Pârvu. Cel care a blocat a fost Leo Grozav. Adrian Ilie, executând acest corner, reține cu precizie Prunea. Baston rezistă atacului lui Gâlcă. O minge care îl căuta pe cealaltă latura terenului, pe Florentin Petre. Vlădoiu primește cu spatele la poartă. Acum Filipescu. Pârvu, care șutează bine cu piciorul stâng și Narcis Răducan trece pe lângă o mare ocazie de la margine. Nu s-a semnalizat nimic. A fost un șut în diagonală a lui Pârvu. Narcis Răducan a încercat să lovească balonul cu piciorul stâng. Iată reluarea fazei. Așadar, Pârvu. Și iată-l pe Narcis Răducan. O reluare nefericită a ex-focșeneanului, care a ratat astfel deschiderea scorului. Hildan, care a primit de la Varga. Din nou Varga, pasă care l-a căutat pe Tararache, a interceptat Filipescu. Vlădoiu nu este în offside, Vlădoiu singur cu Prunea și în continuare 0-0, o fază care va naște multe discuții. Deja Grozavu se îndreaptă spre tușierul Mureșan. Parlamentări între centralul Sorescu și Prunea și iată reluarea fazei cu mingea în adâncime a lui Filipescu. Cea mai mare ocazie a acestui meci. Ar fi bine dacă am dat reluarea puțin înapoi, pentru că n-am văzut momentul pasei. Este o fază extrem de litigioasă și din nou Vlădoiu scăpat singur, nu se semnalizează nimic de la margine, degajare greșită și Vlădoiu este contrat în ultima secundă, în ultima fracțiune de secundă de Macavei. Cei doi se pare că s-au lovit. O parte a galeriei dinamoviste protestează pentru faptul că de la margine nu s-a ridicat panionul nici în această fază. Același Filipescu. Și jocul este întrerupt. Multe reproșuri la adresa tușierului Mureșan. O reluare cu o cameră care prezintă un cadru general, probabil că ne-ar lămuri.
În ultima fracțiune de secundă, Macavei a reușit să-i sufle balonul lui Vlădoiu. În continuare, 0-0. Prodan l-a faultat în săritură pe vârful de atac Baston, lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Jocul are multe momente de întrerupere. Dinamoviștii au declarat prin vocea antrenorului lor, Marian Bondrea, că au venit în Ghencea să nu piardă și, într-adevăr, așa se poartă până acum în cele 31 de minute. Cic, Narcis Răducan, Cic urmărind acest balon care ajunge la grozav. Lupu. Căldan încercând să-l lanseze pe partea dreaptă pe Florentin Petre. Acolo a ieșit Gherasim care protejează acest balon. Mingea a lovit Fanionul din colțul terenului și astfel Gherasim a fost nevoit să o arunce în afara terenului. Varga, căutând un coechipier de marcat, îl găsește pe Hâldan. Hâldan pătrunde nestingherit în careu. Centrarea sa imprecisă și o nouă aruncare de la margine, de data aceasta pentru gazdă. O jumătate de oră din acest meci, fără goluri până acum, însă cu două faze discutabile pe atacurile Stelei. Adrian Ilie, preluare aproximativă, mingea rămâne la steliști, Roșu a încercat să-l angajeze în adâncime pe Vlădoiu. O ciocnire între Prodan și Baston. Cel de-al doilea se resimte. Grozavu pentru Lupu, acesta accelerează jocul până la Hâldan. Pe margine observ un jucător dinamovist care se încălzește. Grozavu, Lupu a încercat să sară peste o minge pentru a-l pune pe Florentin Petre într-o situație favorabilă. Steliștii au sesizat această manevră și acum Adrian Ilie, faultat în săritură de Hâldan. Execută repede Răducan. Primește Filipescu, mai liber puțin pe partea dreaptă, întoarce jocul spre Gâlcă. Filipescu din nou. Filipescu, să vedem dacă va încerca un șut cu piciorul stâng, nu. O pasă spre Narcis Răducan, acesta a căzut singur. O intervenție a lui Gâlcă. Gâlcă și Lupu, Gâlcă încercând să-l pună în cursă pe Filipescu. A interceptat Grozavu, Tararache și acum din nou Grozavu, care are probleme cu acest balon buclucaș. Și în cele din urmă, Prodan rezolvă totul trimițând în afara terenului de joc. Iată prima schimbare. A intrat la dinamoviști cu numărul 14, Levente Cic, fratele lui Tibi Cic, fundașul dreapta al steliștilor. Levente Cic este cel care a înscris pentru Dinamo în partida din tur. Și o acțiune ofensivă a lui Vlădoiu a fost stopată de defensiva dinamovistă. Cel care a ieșit este Macavei, accidentat într-o fază anterioară. Din păcate, jocul nu se ridică deocamdată la cote calitative dorite. Foarte multe întreruperi, multe faulturi de joc.
neintenționate, însă faulturi care fragmentează ritmul jocului și îl fac plictisitor. Mihai Tararache se ridică de la pământ. Și acum Filipescu. Filipescu a încercat să treacă pe lângă Hâldan. Acesta a faultat. Execută repede Gâlcă. Acum Pârvu șutează cu piciorul stâng, superb, 1-0 pentru Steaua în minutul 35. Reluarea fazei cu golul frumos înscris de fundașul stâng al Stelei, Ionel Antonel Pârvu, preluare pe piept și șut fără speranțe cu piciorul stâng. Fără speranță, evident, pentru portarul Prunea. Ionel Pârvu la cel de-al doilea gol înscris până acum în această ediție de campionat. Fundașul stâng al Stelei a fost rodat ani îndelungați în eșaloanele inferioare. La 13 ani era deja titular în echipa de seniori Bucegi Râșnov, al cărei antrenor era chiar tatăl său, Vasile Pârvu. Un gol care probabil îl va determina pe Marian Bondrea să-și împingă mai în față pe Levi, care până acum s-au mărginit la un joc defensiv. Adrian Ilie a pierdut acest balon. Autorul golului, Pârvu, și se aude fluierul arbitrului Sorescu. Acesta a văzut o infracțiune puțin mai devreme. Lovitură liberă executată de Varga. Tararache, Varga. Narcis Răducan a fost foarte aproape de o intercepție și iată-l acum pe Lupu, pasându-i lui Baston de la margine, tușierul Argăseală. Ridică Fanionul, oprindu-l pe atacantul ex-gălățean din această acțiune ofensivă. Gâlcă. Pârvu, Narcis Răducan, pasa lui Răducan imprecisă, tot... Tânărul jucător stelist încearcă să recupereze, el îl faultează pe Leo Grozavu. Și liberoul dinamovist, încercând să-și pună în atac coechipierii. Tararache. Lupu Varga. Varga schimbă foarte bine direcția până la concitadinul său, bătrânul. Frumoase driblingurile lui Hâldan, din păcate, lui Cezar Dinu, mă scuzați, din păcate acestea încetinez viteza de atac a echipei sale. Centrare spre Baston, foarte bine a ieșit Baston dintre cei doi fundași care îl marcau, Prodan și Cic. Lovitura sa de cap a fost reținută de Gherasim. Steaua construiește cu calm la adăpostul acestui 1-0. Și iată-l în prim plan pe antrenorul Dumitru Dumitriu, urmărind cu îngrijorare acest contraatac dinamovist cu Lupu, care îi pasează lui Cezar Dinu. Doboș este în fața lui, Cezar Dinu pe centru, nu rezistă atacului lui Filipescu,
și se aud fluierături din sectorul stelist al tribunei pentru decizia arbitrului Sorescu, fault asupra lui Cezardin. ...23-24 de metri distanță, ușor lateral. Tararache și Lupu lângă balon. Zid din 4 jucători steliști. Cei doi încă nu s-au hotărât. În fine, o schemă și Doboș blochează intenția de centrare a lui Florentin Petre. A doua lovitură de colț pentru formația oaspete în acest meci, executată de Dănuț Lupu. Respinge Cic, balonul rămâne în careul stelist, Tararache înapoi spre Varga. Gazdele ies cu tot efectivul din apărare. Adrian Ilie încercând un stop dintr-o poziție extrem de dificilă. El a fost contrat și o nouă repunere de la margine în favoarea gazdelor. Filipescu a primit de la Prodan. Pe dreapta cerea mingea Cic. Filipescu preferă partea opusă. Pârvu, angajându-l foarte bine pe Adrian Ilie. Fază periculoasă. Adrian Ilie întoarce balonul în careu. Centrare! Și Vlădoiu ajunge mingea după ce aceasta depășise linia de fund. Bine plasat la centrarea lui Adrian Ilie a fost Tiberiu Cic și jocul se rea din colțul suprafeței de poartă. Lupta abrigă la centrul terenului, câștigată în cele din urmă de steliști, însă Narcis Răducan a făcut o preluare imprecisă. Prunea pasând spre Florentin Petre și acum autorul golului, Pârvu. Gâlcă l-a faultat pe Dănuț Lupu în apropierea centrului terenului. Și noul intrat, Levente Cic, a executat această lovitură liberă. Dănuț Lupu. Doboș. Gâlcă în adâncime spre Vlădoiu. Vlădoiu reușește să preia și este șarjat de Levente Cic, lovitură liberă în favoarea steliștilor la o fază la care galeria stelistă cere și un cartonaș galben pentru noul intrat Levente Cic. Într-adevăr, Vlădoiu reușise să treacă. Iată-l în prim plan pe puternicul atacant stelist. El ocupă un loc în centrul careului advers. Gâlcă aruncând această minge, respins de Tararache. Din nou șut cu piciorul stâng al lui Pârvu. Șutul a fost deviat de un apărător advers și reținut în cele din urmă de portarul Prunea.
Arbitrul Piteștean, puțin mai devreme, în prim plan, el a declarat cotidianului Sport 21 că se va retrage în iarnă. Probabil Cornel Sorescu se află în fața celui mai meci greu al carierei sale. Pârvu primind o pasă foarte bună de la Dovoș. Iată centrare înapoi. Varga. Grozavu. Și se aude fluierul arbitrului Piteștean, care trimite cele două echipe la cabine. Așadar, aproximativ 15 minute de pauză. Noi vom reveni în direct cu repriza a doua. Etapei Steaua Dinamo 1-0 după primele 45 de minute. O primă repriză sub așteptări cu o echipă oaspete, Dinamo, extrem de prudentă. Steaua a reușit să spargă barajul dinamovist o singură dată în minutul 35, când Pârvu l-a învins cu un șut frumos pe Prunea. Cele două echipe, Steaua în poartă Gherasim, linia de fund Pârvu, Doboș, Prodan, Cic, la mijloc Gâlcă, Răducan, Filipescu, în atac Vlădoiu, Adrian Ilie și Roșu. Dinamo a început cu Prunea în poartă, bătrânul Macavei, care a fost înlocuit în prima repriză de Cic, Grozavu, Varga, la mijloc Hâldan, Lupu, Tararache, Florentin Petre și Dinu, în atac Baston. Arbitrul Piteștean Torescu, pregătindu-se să fluiere pe începutul celei de-a doua reprize. Nu observ nicio schimbare în cele două echipe. Levente Cic, cel introdus la dinamoviști, și-a continuat încălzirea și pe durata pauzei. Dinamo atacă la poarta din dreapta. Se află în posesia balonului, o acțiune a lui Florentin Petre, urmată de o centrare respinsă de defensiva stelistă. Și acum Filipescu. Filipescu a încercat să treacă de Tararache, acesta a atacat prin alunecare și iată-l primind un cartonaj galben. Mihai Tararache se află la al șaselea cartonaj galben în acest campionat. Vă reamintesc că Marius Lăcătuș este absent de la acest meci din cauza celor 7 cartonașe galbene primite de la începutul campionatului. Gâlcă încercând să trimită pe culoar spre Cic și acum un contraatac dinamovist, însă primul care ajunge la balon este libero, Uldovoș. De la reluarea campionatului, cele două echipe au înregistrat următoarele rezultate. Steaua a învins cu 2-1 pe teren propriu pe Petrolul și a terminat la egalitate 1-1 în deplasare la Craiova cu Universitatea. În schimb, Dinamo a pierdut în deplasare la Pitești 0-1 cu FC Argeș și a câștigat acasă 2-1 cu Farul Constanța. Vlădoiu. În offside, Adrian Ilie, semnalizare de la marginea tușierului Argăseal. Privind situația în clasament,
celor două echipe, putem desprinde anumite concluzii. Cu 55 de goluri marcate, Steaua are de departe cel mai bun atac din divizie. Pe locul 2 este cel al Rapidului, cu 46 de goluri. Dinamo, în schimb, se află în căutarea eficacității de altă dată. Echipa a marcat până acum 27 de goluri, cu unul mai puțin decât AS Bacău, formația aflată pe penultimul loc în clasament. Aruncat de la margine, Cic, până la gâlcă. Dinamo se apără în aceste momente la 20 de metri de poarta lui Prunea. Filipescu pentru Adrian Ilie, neașteptat de șters în prima repriză Adrian Ilie, să vedem, poate mai contrazice acum Vlădoiu! Într-adevăr, o fază la care Adrian Ilie s-a descurcat excelent în fața careului, i-a pasat lui Vlădoiu, nemarcat în interiorul suprafeței de pedeapsă și vârful de atac al steliștilor a trimis fără probleme în poarta lui Prunea. 2-0, nu este offside, îl vedeți pe Grozavu în interiorul careului, poziția absolut regulamentară pentru Jean Vlădoiu, care înscrie cel de-al 17-lea gol al său în această ediție de campionat. Așadar, din minutul 48, Steaua se distanțează la 2 goluri în urma acestei faze pe care o revedem, acțiune individuală. Adrian Ilie pasă excelentă la Vlădoiu, 2-0 pentru Steaua. O pasă lungă a lui Gâlcă, acesta l-a căutat pe Târgu și aruncare de la margine pentru Stelic. Nu, este lovitură de colț, executată de Vlădoiu până la Adrian Ilie. Adrian Ilie l-are în față pe Tararache, pasă excelentă spre Târgu, Târgu întoarce în fața careului. Însă a respins, dacă nu mă înșel, Varga, acțiune rapidă de atac a steliștilor, care, iată, continuă ofensiva, încurajați de frenetica lor galerie. Adrian Ilie. Roșu. Roșu, deposedat de Lupu și acum replica dinamoviștilor, sprintează trei jucători în ofensivă, primește Hâldan. Hâldan atacat de Filipescu, între timp steliștii s-au repliat, pasă în adâncime spre Cezar Dinu, semnalizare de la margine a tușierului Mureșan. L-ați avut în prim plan pe dinamovistul Cezar Dinu, el a avut în prima repriză o bună ocazie de a înscrie. În general, prea puține intenții ofensive ale echipei antrenate de Marian Bondrea în acest meci, cel puțin până în minutul 48, dinamoviștii au încercat să mențină cât mai aglomerat cu putință spațiul din fața porții lui Prunea. Acum cei doi fundași centrali ai Stelei, Dobo și Prodan, pasează la marginea careului. Vlădoiu, venit mult în spate, schimbă cu Răducan. Vlădoiu a fost deposedat de Tararache, intercepție dinamovistă. Cezar Dinu, încolțit de trei adversari, deposedat în cele din urmă de Dobo și Tararache. Varga, pe dreapta s-a demarcat Baston, iată-l acum luat în primire de Pârvu, Baston trimite înapoi spre Varga și acum pressing al lui Vlădoiu, semnalizare de la margine la această minge în adâncime trimisă de Grozavu. Filipescu, deocamdată nemarcat, reușește să treacă de Tararache și din nou un fault al mijlocașului dinamovist. Filipescu, de curând,
component al selecționatei divizionare a țării noastre. El s-a făcut remarcat în turneul din Thailanda. Și Prunea reține această minge aruncată în careu de Gâlcă. În centrul imaginii, antrenorul dinamovist, Marian Bondrea, aflat astăzi la cel mai dificil meci al său cu noua sa echipă, Dinamo. Etapa trecută, el a reușit să obțină prima victorie. Vă spuneam, dinamoviștii au învins pe Farul Constanța cu 2-1. Gâlcă, roșu. Roșu atacat de Varga, se menține în continuare la balon. Schimb de pase care îl aduce în posesia mingii pe Cic, acesta a fost faultat de Florentin Petre și lovitură liberă în favoarea albroșilor care atacă în continuare. Ei mențin sub presiune careul lui Prunea, încă un fault de data aceasta asupra lui Gâlcă, un schimb de cuvinte între Gâlcă și Dănuț Lupu, roșalbaștri, mă scuzați, s-au apropiat și mai mult de poarta lui Prunea. Gâlcă în careu, periculos, pe traiectoria balonului s-a aflat și Vlădoiu, însă Prunea a fost bine plasat și acum se pregătește să degajeze. Intercepția lui Gâlcă la centrul terenului. Acesta se descurcă foarte bine după ce a mimat o pasă pe partea dreaptă. Adrian Ilie, atacat de Varga. Adrian Ilie, în continuare la balon. Roșu schimbă cu Adrian Ilie, față spectaculoasă. Adrian Ilie a căzut în careu. Filipescu, o nouă cădere și acum Doboș. Arbitrul Sorescu a fost foarte bine plasat la această fază, care continuă cu angajarea în adâncimea lui Vlădoiu. Mingea a plecat de la Prodan. Jocul este mai atractiv în aceste prime minute ale reprizei secunde. După ce a primit și cel de-al doilea gol, Dinamo etalează parcă un joc mai complet, încercând să amenințe poarta lui Gherasim. A fost surprins în offside unul dintre jucătorii dinamoviști. Cred că este vorba de Cezar Dinu. Iată, reluarea fazei, într-adevăr, corectă semnalizarea de la marginea tușierului Mureșan. Lisi Dumitriu, pregătindu-se pentru o nouă schimbare, va intra Roland Nagy în locul lui Roșu. Roland Nagy a debutat pe când avea 14 ani la Clubul Sportiv Arad. El a fost adus la fotbal de profesorul Marius Damian. Doboș. Doboș, foarte aproape de a pierde un balon în fața lui Baston. Lupu luptă și recuperează o minge la centrul terenului, lansat rapid pe extrema dreaptă este Cezar Dinu, în fața lui se află Roland Nagy. Dinu atacat și împiedicat să joace de Pârvu. Și acum o minge lungă a lui Gâlcă spre Adrian Ilie. Adrian Ilie reușește să stăpânească un balon aproape de tușă. Reușește să reziste atacului lui Hildan, schimb de pase cu Răducanu, Adrian Ilie spre Vlădoiu. A respins bătrânul din fața autorului celui de-al doilea gol, Jean Vlădoiu.
4 cornere pentru Steaua până acum, față de 2 ale dinamoviștilor. Ne aflăm în minutul 58, Steaua Dinamo 2-0, autorii golurilor Pârvu și Vlădoiu. Prodan a avansat în careul advers, încercând să-și placeze lovitura de cap la această centrare a lui Adrian Ilie. Adrian Ilie a încercat să-i paseze lui Narcis Răducan. Iată-l acum pe Narcis Răducan și o neînțelegere cu Roland Naic, venit în viteză. Prin plan cu jucătorul stelist, intrat acum câteva minute. A fost căzut la pământ Cezar Dinu. Totul se termină cu bine. Ați văzut pe Adrian Ilie, cel care a produs cea mai puternică impresie cu ocazia turneului tailandez al selecționatei divizionare, el marcând toate cele 3 goluri ale victoriei noastre în meciul cu naționala Thailandei. Iată-l acum pe Narcis Răducan, încercând să-i paseze lui Filipescu, însă dinamoviștii au interceptat și acum Cezar Dinu foarte activ pe partea dreaptă a terenului. În decursul acestui meci, blocat de cel mai bun stoper din țară, fără îndoială, Daniel Prodan. Lovitură liberă care va fi executată de Dănuț Lupu. Varga. Pe dreapta încearcă să învăluie Hâldan, Varga îl preferă pe Cezar Dinu, acesta a încercat o piruietă, însă Pârvu este un jucător mult prea experimentat. Nagy. Și în fine Gâlcă, încercând să-l angajeze pe culoar pe Vlădoiu. De la margine s-a ridicat Fanionul. Jocul continuă cu Prodan, pasându-i foarte bine lui Filipescu. Acțiune periculoasă. Filipescu sprintează, este întâmpinat de Hâldan. Centrarea lui Filipescu respinsă de Leo Grozavu. Hâldan continuă și balonul iese în afara terenului de joc, de unde va fi repus de formația stelistă. Acesta este Leo Grozavu, liberoul formației oaspete. Vlădoiu, Filipescu, în careu se află Prodan, însă Prunea sesizează traiectoria centrării lui Filipescu și își va repune cât de curând echipa în atac. Dinamoviștii trec cu mai mult curaj în linia de centru, în timp ce dumneavoastră revedeți faza anterioară. Era și Prodan acolo, gata să își placeze lovitura de cap, intercepție a lui Doboș. Roland Naghi, încercând și reușind o trecere pe lângă Hâldan, pasă bună spre Adrian Ilie. Adrian Ilie faultat de Grozavu, care va vedea și el un cartonaș galben. Este al 6-lea cartonaș galben primit până acum în campionat de către Leo Grozavu. Cel căzut la pământ este Adrian Ilie, cel care a înscris până acum în campionat 7 goluri pentru Steaua. Adrian Ilie, fără îndoială o mare speranță a fotbalului românesc, provine dintr-o familie de fotbaliști. Tatăl său, Marcel, a jucat în divizia V la CFR Craiova și la Minerul Motru. Fratele său, Sabin Ilie, se află pe banca de rezerve, având pe spate un număr care se pare că îi aduce ghinion până acum, 13. De asemenea, unul dintre unchii lui Adrian Ilie, Ilie Alexandru, este observator de divizia națională. Adrian Ilie în continuare la balon, încercând o combinație cu Narcis Răducan, au respins dinamoviștii. Varga
iese la intercepție Prodan, Varga, Grozavu și pe stânga se demarcă Bătrânul, primește Bătrânul, el fusese atacat de Cic. Antrenorul Bondrea a introdus încă doi jucători în teren. Este vorba de Dănciulescu și Drăguș, numerele 15 și 16. Cei care au ieșit au fost Florentin Petre și Daniel Baston. Dinamo va forța în ofensivă în aceste minute care au mai rămas. Semnalizare de la margine la pasa primită de Cezardinu. Încă 27 de minute din acest meci și iată reluarea fazei. Într-adevăr, offside, doi jucători. Cel care a primit mingea a fost Cezardinu și acum degajarea lui Gherasim. Nagy, Pârvu. Pe dreapta așteaptă nemarcat Filipescu. Primește Vlădoiu, Filipescu a avansat și Vlădoiu pierde în fața lui Drăguș. Revine însă Gâlcă, deposedează la rândul său. Filipescu pentru Narcis Răducan. Vlădoiu. Combinație Nagy-Filipescu. Nagy este șarjat și încă o lovitură liberă în favoarea steliștilor din apropierea careului. Zece dinamoviști în propriul careu și iată-l pe Prodan, foarte aproape de înscrierea golului 3, în urma centrării șutate a lui Gâlcă. Pressing dinamovist la centrul terenului și iată mingea câștigată de Adl Roșii, Drăguș. Deposedat de Cic, pe dreapta sprintează Vlădoiu, Cic în continuare cu balonul la picior, mingea trimisă cu întârziere și Bătrânul acum încercând să treacă de Cic. Acesta din urmă faultează, lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Înainte acestui meci, cele două echipe se aflau la egalitate într-un clasament al celor mai bune apărări, având fiecare câte 23 de goluri primite. Doar Rapidul avea mai puține goluri încasate, 21. Acțiune de contraatac a steliștilor, Adrian Ilie înapoi pentru Roland Nagy. Vlădoiu dintr-o bucată spre Adrian Ilie a interceptat Leo Grozavu, care iată
încearcă să-i paseze lui Cezardinu, interceptează Pârvu și în offside Adrian Ilie. Jocul mult mai deschis în această repriză secundă, cu mai multe faze de poartă și s-ar putea să mai vedem goluri. Reluarea fazei, într-adevăr, Adrian Ilie și Vlădoiu în afară de joc. Acum o deposedare reușită de Prodan, balonul ajunge la Gâlcă, Gâlcă spre Narcis Răducan. Narcis Răducan încearcă să treacă de Tararache. Acum Căldan, pe stânga, sprintează bătrânul. Bătrânul va fi întâmpinat probabil de Cic. Faza a decurs însă în altă direcție. Foarte bună intervenția lui Prodan în fața lui Dănciulescu. Posibilitatea de contraatac pentru Steliș, cărora le convine această manieră de a se apăra a dinamoviștilor. Spații largi pentru Steliș. Iată-l acum pe Adrian Ilie. Centrare spre care sare Vlădoiu, a respins de acolo Levente Cic într-o situație extrem de dificilă pentru apărarea sa. Dănuț Lupu trecând frumos de Gâlcă, vine din spate Filipescu și iată-l acum pe Gâlcă din nou în posesia balonului. Undeva în față se află Adrian Ilie, Narcis Răducan și 3-0. Autorul golului, același Vlădoiu, în urma unei combinații de mare efect a steliștilor. Iată-l pe Adrian Ilie, care nu participă la această fază, pătrunde Vigilius în careu Narcis Răducan. Centrare foarte bună a lui Răducan spre Vlădoiu, care înscrie cu toată opoziția lui Varga. Vă spuneam puțin mai devreme că Stelei îi convine această manieră de apărare a dinamoviștilor. S-ar putea aduce în discuție o eventuală atingere a balonului de către Varga. Iată-l acum pe Gherasim, nereușind să ajungă la acest balon, care părăsește terenul de joc. Aruncare de la margine, sunt doi jucători căzuți în careul stelist. Cezardinu și Pârvu. Jocul întrerupt pentru a se permite echipelor medicale să pătrundă pe teren. Un șut excelent parat de Gherasim. Șutul aparține lui Hâldan. De la mare distanță, Gherasim atent a reușit să respingă în afara terenului de joc. Acum Varga cu efect și trec dinamoviștii pe lângă 3-1. A fost o aglomerație în fața careului lui Gherasim. Cel care a expediat mingea spre poartă este Mihai Drăguș, ex-buzoianul, acum în prim planul camerelor noastre de televiziune. Tararache stopat de Filipescu, care a făcut un foarte util joc la centrul terenului. Numeroase intercepții reușite de tânărul mijlocaș stelist. Acum o pasă cu călcâiul și Sabin Ilie șutând alături de poartă dintr-o poziție bună.
Adrian Ilie, primind o minge de la fratele său. Un șut centrare foarte periculos, reținut de Prunea, care își repune echipa în atac. Probabil că auziți și dumneavoastră indicațiile lui Gherasim către Pârvu. Pârvu n-ar fi trebuit să-l faulteze pe jucătorul dinamovist. Acum iată-l pe Roland Nag, ieșind frumos din apărare, fuleu larg al brașoveanului, al ex-brașoveanului. În continuare Roland Nag, driblat de Tararache. Sabin Ilie a intrat în teren în locul lui Cic și îl văd la margine pregătindu-se să intre în acest joc pe Panait. O minge dintr-o bucată respinsă în corner de Prodan. Panait îl va schimba pe autorul primului gol, Pârvu, accidentat câteva minute mai devreme. Iată-l pe Pârvu, aplaudat la scenă deschisă, un jucător modest, harnic, un jucător care îmi spunea că poartă un respect deosebit celor doi antrenori care l-au format la Centrul Olimpic Brașov, Țuțu Ioanu și Borcovan. Reluarea fazei precedente cu centrarea lui Lupu și foarte aproape de gol s-a aflat Leo Grozavu, care a reușit să reia din interiorul careului mic la o ezitare a apărării steliste. Panait, reușind să-i paseze lui Adrian Ilie, acesta e în luptă cu bătrânul, faultează Adrian Ilie și jocul se va relua printr-o lovitură liberă în favoarea oaspeților. Ne aflăm în minutul 75 al jocului, Steaua conduce cu 3-0. Steaua, care din etapa a patra se află neîntrerupt pe primul loc în clasament. Presat de Sabin Ilie, Prunea este nevoit să degajeze în afara terenului de joc. Aruncă de la margine Filipescu. Gâlcă, Filipescu. Filipescu și Drăguș faultează dinamovistul. Gâlcă, minge cu efect spre Filipescu. Varga pierde în fața lui Roland Nag și acesta este agățat în careu de Tararache. Fără ezitare, arbitrul Cornel Sorescu fluieră penalti. Reluarea fazei. Nu sunt proteste din partea formației oaspete și Vlădoiu, pregătindu-se să înscrie cel de-al treilea gol al său în acest meci, cred că cel care l-a șarjat pe Nagy
A fost Râldan Vlădoiu, fără probleme, 4-0 pentru Steaua. Scorul capătă proporții, suntem în minutul 78 și steliștii, iată, conduc cu 4-0 în istoria întâlnirilor Steaua-Dinamo. Aceasta este cea mai mare diferență înregistrată până acum. Vlădoiu, autor a 3 goluri în această partidă. Mai bine zis, mai mult de 4 goluri diferență nu s-a înregistrat în niciunul dintre meciurile Steaua-Dinamo. S-ar putea oare să vedem astăzi acest lucru? Steaua hotărâtă să-și masacreze adversara. Diferență de valoare apreciabilă între cele două echipe. Tânăra echipă dinamovistă se află deocamdată la ora căutărilor. Iată scorul, aș zice, care pune pe gânduri majoritatea susținătorilor alb-roșilor. 4-0, minutul 77. Varga în atac. Foarte bună pasa spre Drăguș. De la margine se semnalizează și balonul va fi repus în joc printr-o lovitură liberă. N-a fost Drăguș, ci Dănciulescu. Dinamo atacă acum cu două vârfuri de meserie, Drăguș și Dănciulescu, susținute din linia a doua de Lupu și Cezardinu. Iată-l pe Cezardinu, sărind la cap cu Roland Nagy, stelistul, mult mai înalt câștigă, Filipescu. Cezardinu revine, pasă lui Lupu și iată o minge excelentă a lui Lupu. Dănciulescu și un gol spectaculos înscris de dinamoviști, golul de onoare, autorul lui Ionel Dănciulescu, reluare extrem de tehnică cu exteriorul piciorului stâng, pasa de la Lupu a fost de asemenea una luminoasă, cum ar spune francezii, iată-l acum pe Dănciulescu trimițând plasat, balonul lovește plasa laterală în apropierea stâlpului din dreapta lui Gherasim. 4-1, dinamoviștii reduc din handicap, o repriză secundă net superioară ca spectacol primei părți a jocului. Centrează Panait, reluare cu capul Adrian Ilie. Un meci care place publicului. Cu atâtea goluri, cele două galerii n-au avut timp să se apostrofeze reciproc. Dinamo în posesia balonului prin Tararache, Varga și acum Grozav. Tararache, întâmpinat și faultat de gâlcă. Cezardinu primind de la Varga.
Tararache. Vlădoiu încearcă pressing, Tararache schimbă partea și iată o minge foarte bună. Va fi 5-2, nu, pentru că acolo este Doboș. Nici n-avea cum să fie 5-2, pentru că Steaua conduce doar cu 4-1. Foarte bine a fost angajat Drăguș și Doboș, în ultimă instanță, a reușit să trimită balonul în afara terenului de joc. Încă o lovitură de colț în favoarea dinamoviștilor, cel de-al șaptelea corner pentru Albi Roșii, care iată conduc la acest capitol. Echipa gazdă a beneficiat până acum doar de 4 lovituri de colț. Lupu, în careu, iese Gherasim și reține. La centru primește mingea acum Vlădoiu, lângă el s-ar fi aflat Adrian Ilie, însă Vlădoiu a întârziat pasa și acum Prunea, pasându-i lui Varga. Schimb de pase Cezar Dinu Drăguș, aruncă de la margine același Varga. Tararache, deposedat de Panait. Steaua joacă la așteptare acum, menținând în față trei jucători, Sabin Ilie, Adrian Ilie și Vlădoiu. Prezența lor este însă permanent amenințătoare pentru formația dinamovistă și iată acum o minge trimisă în tribune de Didi Prodan. Denus Lupu, reușind să treacă de neexperimentatul Narcis Răducan. Denus Lupu, extraordinară fază creată de Denus Lupu, care a pus pe picior greșit întreaga apărare stelistă și un nou gol al celor de la Dinamo, înscris de același Dănciulescu. În reluare, splendidă acțiune personală a lui Lupu. Iată-l pătrunzând până pe linia de fund, simulează centrarea, o face însă cu un timp întârziere prin spatele lui Gherasim. Dănciulescu intră cu minge cu tot în poartă, era imposibil să rateze din acea poziție, deși Dănciulescu a fost foarte aproape de a rata întâlnirea cu mingea. Autorul 99% al acestui gol este Dănuț Lupu. 4-2 din minutul 85, 6 goluri în acest derby bucureștean, salvat în totalitate de repriza secundă. Gâlcă trimite înalt în careu, acolo unde reține cu siguranță Prune. Bătrânul va primi cartonașul galben pentru această intervenție neregulamentară. Florin Bătrânu, care a mai trecut, care a mai jucat pe la Politehnica Timișoara și FC Național, se află la cel de-al treilea cartonaș galben în această ediție de campionat. Meciul încă nu s-a reluat.
Ne aflăm în minutul 87. Steaua conduce cu 4-2. O repriză secundă cu 5 goluri. Vlădoiu l-a faultat în săritură pe Leventecic și Dinamo va relua jocul prin această lovitură liberă. Tararache, joc periculos, Drăguș. Și meciul se apropie de sfârșit, va fi o victorie stelistă. La capătul unei partide care nu i-a pus probleme deosebite centrarului Sorescu, acesta, cum se spune, cum se obișnuiește să se spună, s-a achitat cu brio de misiunea încredințată. Cezardino, atacat de Gâlcă, faultează stelistul, dinamoviștii se grăbesc, ei au înscris două goluri în ultimele 7 minute. Varga, atacat de Roland Nai, se demarcă Lupu, primește Cezardino. Cezardino deposedat, iată, de Filipescu. Pasă bună a lui Filipescu, nu a fost chiar așa de bună, a fost o intercepție a lui Cic. Varga, Dănuț Lupu și iată, trei jucători dinamoviști așteaptă pasa în zona centrală. Primește însă Hâldan, care schimbă direcția de atac până la Tararache. Bătrânul și Tararache, vine Vlădoiu încercând să-și ajute cu echipierii din apărare și un fault destul de tare al lui Vlădoiu, sancționat de arbitrul de centru. Grozav, întâmpinat de Gâlcă. Iată o pasă spre Gânciu, spre Dănciulescu și acesta ratează golul cu numărul 3. Se pare că s-a și accidentat tânărul vârf de atac venit de la Electroputere și ținut pe tușă mai bine de o repriză de antrenorul Marin Bondrea. Dănciulescu a reușit să atingă balonul, l-a trimis periculos, însă el a și recepționat o lovitură. Și jocul se reia din colțul careului mic. Frumoasă demonstrație de tehnică a lui Bătrânu. Lasă pentru Hâldan. Și de la margine se semnalizează poziția de offside a lui Dănciulescu. Suntem deja în minutele de prelungire. Și iată, în acest moment, arbitrul Sorescu pune capăt acestui meci încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea steliștilor. A deschis scorul Pârvu în minutul 35, apoi Vlădoiu a izbutit un hat-trick, înscriind de 3 ori consecutiv în minutele 48, 69 și 78. A spălat rușinea pentru dinamoviști Dănciulescu. Marcator și el a două goluri în minutul 80, în minutele 80 și 85. 4-2, un scor care după părerea mea ilustrează destul de fidel diferența valorică dintre cele două echipe. Steaua câștigă așadar acest derby bucureștean, o victorie care îi dă încredere pentru jocul crucial pentru soarta titlului din etapa viitoare
cu Rapidul, un Rapid care s-a deplasat la Constanța. Astăzi Farul va primi replica formației situate pe locul 2 în clasament, un Rapid care pare mai motivat ca oricând pentru obținerea titlului de campion. Așadar, sâmbătă în Giulești se vor întâlni Rapid și Steaua în ceea ce s-ar putea numi derbiul campionatului. Meciul va fi de asemenea transmis de postul nostru de televiziune. Vă mulțumim pentru atenție, Emil Grădinescu și colegii săi vă spun la revedere!